În ajunul Crăciunului, de Alexandru Vlahuță. Pentru a treia oară întâlnesc azi pe bătrâna asta cu doi copilași de mână. Ce slabă-i săraca și de-abia merge. E îmbrăcată într-o cațaveică din petici toată, iar pe cap o broboadă de lână gălbuie și în picioare târie rămășițele unor foști șoșoni. Copiii gătiți în vechituri de căpătat, paliți la față, se uită cu ochii mari, speriați, pe la vitrinele pline de jucării. O, ce milă mi-e de acești copii săraci care n-au jucării de Crăciun și cărora anul nou nu le aduce nicio bucurie. Cum aș vrea să știu ce gândesc ei acum? Probabil ce gândeam și eu la vârsta lor. Îmi văd așa de bine copilăria mea în privirea lor extaziată, în dorințele și privațiile lor, în paloarea feței și în sărăcia îmbrăcămintei lor. Și merg după ei, lângă ei. Viața mea se amestecă în clipa asta cu a lor. Bătrâna aceea mi-e și mie bunică. E o zi de moină, parcă-i primăvară. Strada e tixită de lume, trăsurile pe două șiruri se mișcă încet, ca după mort. Prin prăvălie o bulzeală și o zarvă amețitoare, se mira și bătrâna de atâta Sodom. Ne-am oprit în fața unei vitrine mari. Hii, ce frumos e bunicuță! Eu aș vrea să am arabul ăla călare pe țap! Dar tu, Lizico, ce ai vrea? Eu? Stai să-ți spui! Și Lizica se uita amețită. Parcă i-ar fi frică să ia așa iute o hotărâre. Sunt atâtea lucruri frumoase și toate îi plac, toate îi fac inimioara să bată. De surpriză, de dorinți care nu se pot realiza. Eu vreau păpușica aia mare cu pălăria aia roșie. Și Lizica o arătă cu degetul. Un popor de păpuși cu brațele întinse, cu obraji umflați și rumeni, par a privi mirate la noi, cu ochii lor de mărgele. În mijlocul lor e una mai mare și stă în picioare și are ciorapi și pantofi de lac și e gătită în rochiță de mătasă. Pe asta o vrea Lizica. Auzi, bunicuță? Ionel zice că păpușa asta mare vorbește. Nu-i așa că păpușile nu vorbesc? Haideți, copii, nu vă mai uitați că astea nu-s pentru noi. Dar pentru cine-s, bunicuță? Pentru cine-s? Ia, pentru cei bogați. Dar noi nu suntem bogați? Și se duc. Lizica mai întoarce capul ca să-și ia adio de la păpușa ei, iar eu mă uit pe urma lor, gânditor. Într-un fund de mahala văd o cocioabă veche, plăștită și îngropată în pământ până în ferești. Geamurile sunt murdare, sparte și cârpite cu hârtie. Înăuntru e o lumină vânătă, fumurie. Pe păreții umezi și sunt pârâie de ploaie. O rogojină ruptă acoperă singurul pat și singura mobilă a acestei vizuini. Iar la căpătâi, lângă soba care e totdeauna rece, sunt aruncate vraiște țoale vechi, care a miroasea bolnav. Acolo văd intrând pe bunicuța, cu pâine la subțioară și cu cei doi copilași care nu știu și nu pot încă pricepe cum se face asta, că nu sunt și ei bogați. Și n-au de nicăieri niciun ajutor. Și nu-i o mână de bărbat să aducă o doniță de apă în casă. Și mâine? Mâine e Crăciunul. Alexandru Vlahuță.